La începutul acestei săptămâni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung au efectuat în vederea planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, controle în unitățile de învățământ, la magazinele din incinta acestora și unitățile de tip bar. În urma acestor controle au fost identificați 16 elevi care absentau de la orele de curs. Au fost controlate 4 magazine comerciale din incinta unităților de învățământ, iar la 2 dintre acestea s-au găsit nereguli și în cauză s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 1000 de lei. Având în vedere planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, înregistrat la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș numărul 92.004, cu privire la planul de acțiune al Inspectoratului General al Poliției Române numărul 147.351, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung și secțiilor de poliție rurală arondate, în perioada 9 mai 2016, 13 mai 2016, vor desfășura următoarele activități. Polițiștii de proximitate vor participa în cadrul lor de dirigenție în unitățile de învățământ de pe teritoriul de competență, unde vor prezenta teme din domeniul delicvenței juvenile și a riscurilor de victimizare a minorilor. Se va proceda la identificarea elevilor cu un comportament antisocial care vor fi consiliați împreună cu cadrele didactice și psihologii de unitate. Vor fi verificate unitățile școlare din punct de vedere al asigurării cu pază și elemente de protecție, conform prevederilor legii 333 din 2003, și vor fi dispuse măsuri pentru eficientizarea serviciului în beneficiul elevilor, al cadrelor didactice și patrimoniului acestora. Vor fi verificați agenții economici din zona unităților de învățământ și vor fi dispuse măsuri legale împotriva persoanelor care comercializează produse interzise elevilor, conform prevederilor hotărârii de guvern numărul 128 din 1994. Vor fi desfășurate activități de depistare a elevilor care absentează nemotivat de la cursuri, în urma cărora vor fi informate prin adresă unitățile de învățământ din care aceștia fac parte pentru a fi luate măsurile prevăzute în regulamentele școlare și vor fi dispuse măsuri de consiliere a acestora. Polițiștii rutieri vor verifica semnalizările rutiere stradale și vor informa administratorul domeniului public în vederea eliminării deficiențelor. De asemenea, vor sancționa participanții la trafic care nu respectă normele rutiere din zona unităților de învățământ, traversare neregulamentară, neacordarea priorității pietonilor angajați în traversare, opriri și staționări neregulamentare. Vor fi identificate persoanele care nu își justifică prezența în incinta unităților de învățământ sau zona adiacentă acestora și vor fi luate măsurile legale. Pe parcursul acestei săptămâni vor continua activitățile poliției municipale. Polițiștii de proximitate vor participa în cadrul orelor de dirigenție la unitățile de învățământ pentru a combate delicvența juvenilă. Nici activitatea poliției rutiere nu va fi uitată. Polițiștii rutieri vor acționa pe raza de competență pentru a verifica semnalizările rutiere stradale. De asemenea, participanții la trafic care nu vor respecta normele rutiere din zona unităților de învățământ, precum traversarea, neacordarea de prioritate, oprirea și staționarea regulamentară, vor fi sancționați. Aceste acțiuni ale Poliției Municipale sunt de bun augur pentru cetățenii orașului de la Poalele Măgurii, chiar și pentru elevii instituțiilor de învățământ care ar trebui să înțeleagă că absenteismul duce la o formă simplă a delicvenței juvenile. Astăzi, 9 mai 2016, ca urmare a activităților desfășurate pe linia acestui plan de măsuri, au fost verificate un număr de 4 unități comerciale din incinta unităților de învățământ din Câmpul Lung, la 2 dintre acestea constatându-se deficiențe cu privire la documentele justificative ale produselor comercializate, motiv pentru care au fost sancționate contravențional, în conformitate cu prevederile legii 12 din 1990, cu amenzi în valoare totală de 1000 lei. Totodată, în urma controalelor efectuate la unitățile economice cu profil bar de pe teritoriul municipiului Câmpul Lung, au fost identificați un număr de 16 elevi care absenta de la cursuri și care consumau băuturi nealcoolice,
Față de aceștia vor fi întocmite adrese către unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați, pentru a fi luate măsuri în conformitate cu prevederile regulamentului școlar.